Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem titeti. Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem titeti. O vorbă înțeleaptă spune, niciodată să nu intri flămând în prăvălie și dacă totuși ai intrat, încearcă să păstrezi calmul și să respecti normele de comportament într-un asemenea loc public. Noi suntem bucuroși să distribuim cumpărătorii noștri. Noi foarte mult le stimăm. Și da, aș fi, noi suntem bucuroși dacă cumpărătorii tot aveau să respecte regulile. Înainte de a intra în secție, să lese gențele mari. Că noi avem special loc pentru ca să lese plesele. Ca să nu confunzi ceva, privește numărul cheiței, este identic cu cel al dulăpiorului. Și nu pierde cheița, oricât de flămând și distrat ai fi. Săgețile albastre îți indică direcția accesibilă, iar semnul roșu interzice trecerea. Așa că fii atent pe unde umbli și nu uita să iei un coș sau un cărucior pentru a transporta mai ușor produsele. De exemplu, dacă intră în magazin, are vreo întrebare, el poate să adreseze la lucrători, oricare lucrători în magazinului. Noi suntem datori să răspundem la așa întrebări. În afară că la ambalaj este descris pâine proaspătă sau nu, vrea să iei pâine numai decât cu mănuși, că noi avem mănuși de singură folosință. Vrei să alegi cea mai proaspătă brioșă sau cea mai parfumată franzelă? Păi toți cumpărătorii vor să o facă. Atenție! Înainte de a pune mâna pe ceva, îmbracă mănușa de unică folosință. Nu face altuia ce ție nu-ți place. Fructele, legumele, zarzavaturile, la fel le puteți alege după plac. Desigur, numai după ce ați îmbrăcat mănușa, apoi le puneți în pungă și le cântăriți. Cu mănușă poate să pui în sacoș oricare legum, oricare fruct care îi place, care l-a atras privirea. După asta, în plasă, să duceți lucrătorul magazinului, cântărește. Și după ce e cântărită marfa, cumpărătorul se duce la casă și se achită pentru marfa cumpărată. Oricât de însetați ați fi, nu desfaceți ambalajele sucurilor, ape minerale, până în momentul când ajungeți la casă. Vreți să alegeți un parfum și nu știți cum miroase? Cel mai potrivit ar fi să apelați la un consultant care vă poate oferi o probă, evitând astfel deteriorarea ambalajului parfumului original. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Să nu intri cu animale în magazin, asta de produse alimentare în magazin. Pentru să nu fumeze, cu țigări să nu intri, că nu pentru tăți asta e plăcut și nu se permite așa ceva. Ajungând la casă, scoateți produsele din coșul metalic și aranjați-le pe bandă, separând produsele dumneavoastră de cumpărăturile celorlalți clienți, prin bara specială. Și nu uitați să puneți coșul acolo de unde l-ați luat. Cheița, sperăm că nu ați pierdut-o. Vă mulțumim pentru cumpărături. Ups pentru vizionare.